Vreau astăzi să vă prezint pe doamna Livia Cenușă, colaborator a Ministerului Afacerilor Interne, în funcție, care activează în Poliția Republicii Moldova din 2013, adică 11 ani. Vreau să vă spun că mă mândresc de faptul că avem așa cetățeni astăzi în Republica Moldova. Celelalte voi le spune domnii. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat să le spuneți lucrurilor pe nume, ca toți cetățenii din Republica Moldova și nu doar, să afle adevărul despre ce se întâmplă la noi în ziua de astăzi, mai ales când campania electorală practic deja a pornit. Bună seara, stimați cetățeni! Bună seara, domnule Usatăi! Vă mulțumesc mult că ați acceptat și m-ați ascultat. Acum vreau să vă povestesc la toți despre situația în care mă aflu la moment. Mă numesc Cenușă Livia, activez în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după cum am menționat și domnul Usatăi, din anul 2013. Înainte de acesta am finisat Universitatea de Studii din Republica Moldova de Drept. Și în tot decursul acestor ani, până în anul 2020, am activat în municipiul Chișinău. Iar în anul 2020 m-am transferat în raionul de unde sunt eu, de Baștină și originară, împreună cu familia și cu soțul. Raionul de Baștină, Florești. Florești, exact. Da. În toți acești ani, ca să mă înțelegeți, nu am avut careva sancțiuni disciplinare sau contravenționale. Din acest motiv am și dorit ca să mă adresez la toți. Și vă povestesc situația care a avut loc. La data de 5 septembrie am fost invitată în biroul șefului Inspectoratului de Poliție Florești, domnul Radu Colesnic, care, într-o manieră anume, mi-a reproșat că, uite, tu te-ai semnat într-o listă a unui candidat electoral la prezidențiale și că urmează să fii audiată de organele competente, iar acolo unde ai să te duci, să menționezi faptul că ești membru de partid și că ai colectat careva semnături în favoarea candidatului electoral, domnul Usatăi. Eu m-am mirat de faptul dat, deoarece eu într-adevăr m-am semnat în lista... Dintr-un candidat? Da, în lista unui candidat electoral. Numai pot că... să vă spun și acuie, dacă vă este interesant, a doamnei Vlah, dar fiecare are opinia lui. Unii colegi s-au semnat pentru domnul Usatăi, care e pentru Maia Sandu, fiecare și are opinia sa politică, hai așa să spunem. Și, respectiv, la data de 6, am plecat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca să depun declarații. Acolo am fost întrebată de nenumărate ori dacă sunt membru de partid, dacă am colectat semnături, insistând la faptul că totuși sunt membru de partid de mai mulți ani. M-a mirat faptul, da, deoarece cu toții știm că în cadrul organelor statale nu poți face parte din cadrul unui partid. Dar am ascultat și eu, astfel făcându-mi părerea că ministerul nostru este totul intoxicat cu informația că unii colaboratori sunt membru de partid. Și legal colectează. Da, și legal colectează pentru mai mulți candidați. Pentru mai mulți candidați. Astfel, m-am gândit, deoarece doamna Irina Vlah nu are un partid, păi unde poate să duc toate întrebările astea și toate așa săgețile îndreptate înspre persoana anume. Am venit acasă și am încercat prin intermediul colegilor care sunt din raionul Florești să fac legătură cu domnul Usatăi. Cu altcineva nu aveam la cine la acel moment să mă adresez cu problema dată. Atunci când am făcut legătura cu acesta, noi am discutat privitor la situația corespunzătoare, dar înainte de aceasta, iarăși am fost invitată de către șeful inspectoratului, interimar, care mi-a spus că dumneata vei fi eliberată, deoarece
ceea ce aștepta el că o să comunic, nu am comunicat instanțelor competente. Dar dumneavoastră, ca să fie clar încodrat pentru toți cei care ne privesc, deci dumneavoastră, când se colectau semnături în raionul Florești, dumneavoastră ați semnat în lista pentru doamna Irina Vlah, adică echipa ei care colecta semnăturile la voi în Florești. Când comisarul v-a invitat la discuție, v-a spus că v-a reproșat faptul că de ce ai semnat pentru Vlah, să înțeleg, și în paralel a zis că mâine te duci la Spiala Chișinău și îți dai declarație că și pentru Usatăi. Sunt membru de partid. Da. Da, și ca sunteți membru de partid. E clar. Eu vreau ca toți cetățenii acum să ne înțeleagă despre ce este vorba. Din punct de vedere penal, pentru mine, pentru doamna Vlah, nu este nimic grav. Dar însuși tonalitatea care am prins-o eu și ceea ce fac ei, și anume comisarul raionului Florești, este clar ca bună ziua. Că dacă dumneai, ca polițist, dă declarații, că au fost colectate ilegal de dumneiei semnături pentru Irina Vlah și Renata Usatăi, asta este posibilitatea ca Comisia Electorală Centrală să anuleze toate semnăturile a doamnei Vlah și ale mele Renata Usatăi, ca noi nici nu putem fi înregistrați în campanie electorală, o versiune și a doua, ca să aibă temi chiar dacă vom fi înregistrați, să fim ulterior scoși, de fapt, din cauza că au fost colectate semnături legale de persoane care n-au avut drept să colecteze și tot așa. Dar, domnule Vesu, spuneți-mi, vă rog, iată, domnul comisar a raionului Florești, moldovenii de prins cu comisar și cu raion, el, iată, când v-a invitat pe dumneavoastră la prima discuție, da? Ați avut una ori mai mult? Două am avut. Două, da? În total. Da. Și poziția la ambele discuții, adică era dispoziție cam aceeași, da, la dumneavoastră? Da. Da, că oare vă duce scris sau... Da, sau scriu, da, sau... Da, oricum ați te dau afară, cum mi-a spus dumneavoastră. Ca să fie clar la toată lumea, să nu fie speculație. După ce eu am obținut în zilele de odihnă trecute această informație, eu am aflat datele dumneiei. Și tot ce le mulțumesc, în special celor din Florești care au venit cu această informație la mine și mi-au prezentat niște materiale, care mi-au organizat într-o seară târzie această întrevedere în Florești, când am venit, am făcut cunoștință cu doamna Livia, am aflat toată situația, deoarece mie nu-mi venea credic. Eu mă gândeam, oare e vreo provocare? Că, într-adevăr, de multe ori vin informații care nu se confirme și eu mă gândeam, poate cineva îmi bagă vreo dezinformare că eu cumva să încep aici a face scandal, de asta eu am cerut, băi, dacă există așa, doamne, există așa polițist, eu vreau să mă întâlnesc, să discut personal. Și într-o seară, târzi, m-am întâlnit, am făcut cunoștință cu doamna Livia. Ulterior, am aflat toate cele spuse de dumnei și din alte surse. Dar totuși o lăsăm să vorbească dumneie, după asta eu o să vin cu o concluzie. Dar dumneavoastră, oricum, vă mulțumesc pentru sinceritate și pentru faptul că astăzi, mai rar când cineva din structurile de forță, fiind în funcție, poate să iasă și să spui la oameni cu ce le dă indicație să ocupă un conducător sau alt. Din acest motiv, stimați cetățeni, eu am și venit la această întrevedere, haideți așa să spunem. Vreau să vă comunic că doresc să activez în organele Ministerului Afacerilor Interne. Însă, fiind pusă în situația în care sau aleg să fac careva declarații ca domnul Usatăi să fie scos din cursa electorală. Și doamna Vlah. Și doamna Vlah, da. La pachet. La pachet, da. Sau fiind un ofițer, pot doar să mă eliberez din funcția dată. Ceea ce am să și o fac cu data de mâine, dar cererea este scrisă cu data de azi, deoarece nu pot să o înregistrez. Da, că astăzi este duminică. Da, astăzi este duminică. Dumneavoastră o depuneți până la prima oră. Da. Și le comunic persoanelor care sunt colaboratori, știu că o să o încercați, adică la tot ministerul. Cum faceți de obicei, să mă eliberați cu data de vineri, hai să presupunem.
cu data de vineri. Însă o să vedem deja pe parcurs. Și mă adresez acum colegilor mei care știu situația care este în inspectoratul nostru de poliție Florești. Toți care cunosc toate dispozițiile care sunt date și sunt cât sunt de legale și cât sunt de corecte. Și atât mă adresez nu doar inspectoratul nostru de poliție, dar în toată țara mă adresez persoanelor care, într-un fel, la un nume au fost impuse sau să tacă sau sunt impuși astăzi, la ziua de azi, ca pentru a-și menține funcția și pentru a se putea să-și, așa să spunem, să-și întrețină familia, sunt nevoiți ca să tacă. Sau să fac ceva. Sau, da, sau să execute indicațiile date de persoanele mai sus, de mai sus. De asemenea, fac apel și pentru mass media, care, dacă sunt eu o persoană, vă propun să vă deplasați în raionul Florești, să întrebați de mai multe persoane, inclusiv dacă o să aveți posibilitatea de colegi care o să vă spuie ce se petrece. Inclusiv aș ruga să faceți o interpelare către Inspectoratul General de Poliție, care o să vă spună câți dintre colegii din inspectorat, timp de cât activează domnul Colesnic în calitate de șef interimar, s-au eliberat, s-au transferat în alte raioane și câte cereri încă mai sunt, dar care nu au ajuns spre transfer sau spre eliberare. De asemenea, vă propun să vă gândiți asupra faptului cum un simplu ofițer de sector a ajuns să fie, timp de un an, un întreg șef interimar de inspectorat. Al raionului. Al raionului. Eu vă mulțumesc foarte mult. Acum eu pot să vă spun, nu doar din partea mea, dar din partea la toți cetățenii care astăzi ne privesc și sunt sigur că vor fi sute de mii care vor privi acest video, pot să vă spun un mare mulțumesc din partea mea pentru curajul dumneavoastră, pentru demnitatea care o aveți și faptul, cum mi-ați spus dumneavoastră în prima seară când m-am văzut cu dumneavoastră, că eu vreau să lucrez în poliție, numai că eu vreau să lucrez în poliție în care nu o să fiți dumneavoastră sau alt colegi impuși pe unul să dai declarații false, altul să-i, doamne ferește, să-i fabrici vreun dosar penal. Apropo, doamna Livia este foarte modestă, doamna Livia toată viața ei în activitatea ei de poliție, dumneavoastră ați lucrat doar în urmărirea penală, da? Da. Ca ofițer de urmărire penală. Și în Chișinău până la mutat în raionul de Baștina, inclusiv, da, în Florești. Deci, iată, doamna astăzi care este ofițer de urmărire penală, care trebuie să ocupe de infractori, de toate problemele care la noi sunt astăzi în țară, domnii, în loc de să aibă un sprijin total în activitatea ei, ca și ceilalți, alți colegi a dumneiei care au nevoie de acest sprijin și în raionul Florești și în țară. Astăzi, vedeți că sunt impuși o leacă să ocupe cu alte lucruri, că la noi, de obicei, este o demonstrare deja clară că sunt unii conducători ca acest comisar. Tovarăș Colesnic, eu v-am pridu, abizatel, oficial. Eu ați vin la dumneavoastră și ați mă uit la ochi la dumneavoastră și dumneavoastră nu ies să-mi povestiți. Cine e? Cum dumneiei ar fi colectat semnături ilegal pentru mine, pentru Vlah, ori mâini pe mâini îți spune că a colectat, colectat și semnături în susținerea lui Dodon, ori altceva simenta. Nu, este sigur le vom discuta. Dumneavoastră, ca să știți că eu tot timpul am sprijinit oamenii care nu au avut frică să spui adevărul și au fost tari să meargă contra sistemului. Din partea mea, eu vă asigur că 24 din 24 o să aveți orice suport juridic și dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră în caz că amuș, dar ieși spune că usații s-au cumpărat 48 de oi ca să declare. Ori o să fiți acuzat în orice, că e legat de semnături. Ori amuș vor inventa că dumneavoastră 10 ani în urmă, când ați fost ofițer de urmărire penală,
ați mâncat vreun infractor în biroul dumneavoastră. Deci orice, dumneavoastră, credeți-mă că să aveți nu doar sprijinul meu, dar să aveți sprijinul a întregii țări. Deoarece dumneavoastră ați, încă o dată ați demonstrat că sunt oameni care sunt gata să spui adevărul și sunt gata să plece din poliție, sunt gata să iei o pauză, că dumneavoastră ați vă mutat. Credeți-mă, ei o să plece. Locul lor o să fie acolo unde îl merită. Dar oameni ca dumneavoastră sunt în sistem și dumneavoastră, dacă, cum spuneți, că din 2013 ați activat doar în poliție și aveți acum 11 ani, da? Da. De când lucrați, eu sunt sigur că dumneavoastră veți face foarte multe, veți avea foarte multe realizări în poliție, poate în alt funcții decât asta care o aveți, după ce scăpăm de tot haosul ăsta. Încă o dată vă mulțumesc și mergem înainte. Eu cred că cetățenii deja se vor face toate concluziile, dar informațiile care eu le dețin și le studiez și de domnul comisar de restul, le vom discuta astăzi puțin mai târziu cu domnul Gonță deja. Încă o dată vă mulțumesc pentru curajul și pentru tot ce faceți.